Permiteți-mi să recitesc pasajul din care sperăm ca Dumnezeu să ne îmbărbăteze în această dimineață, și anume aceste versete din Psalmul 119, de la versetul 73 la versetul 80. Și am să citesc și în noua traducere, doar ca să vedem, ca și de alte dăți, nuanțele de traducere, cred că este un ajutor pentru noi. Mâinile tale m-au făcut și m-au întocmit. De aceea dă-mi pricepere ca să pot învăța poruncile tale. Cei ce se tem de tine mă privesc și se bucură, căci aștept împlinirea cuvântului tău. Doamne, recunosc că judecățile tale sunt drepte și că din credincioșie m-ai smerit. Fă-mi parte de îndurarea ta pentru a fi mângâiat, după promisiunea pe care ai făcut-o robului tău. Să vină peste mine îndurările tale și voi trăi, căci îmi găsesc desfătarea în legea ta. Să fie făcuți de râs cei îngânfați, căci m-au defăimat prin minciuni, cât despre mine eu voi cugeta la hotărârile tale. Să se întoarcă spre mine cei ce se tem de tine și cei ce cunosc mărturiile tale. Fie-mi inima integră în orânduierile tale și atunci nu voi fi dat de rușine. Amin. Psalmul 119 este un psalm extraordinar, așa cum știți, este împărțit în aceste strofe de câte 8 versete. Fiecare strofă corespunde cu câte o literă din alfabetul ebraic și această strofă corespunde cu cea mai mică literă din alfabetul iudaic, și anume cu Ioda, cu Iota. Da? În Matei 5, 18, Domnul Iisus Hristos spune că nici măcar o iotă nu va trece din legea lui Dumnezeu neîmplinită. Este interesant că este în această strofă, unde într-un fel avem cea mai mică literă posibilă din alfabetul iudaic, că psalmistul tratează una dintre cele mai mari lucrări a lui Dumnezeu, și anume creația. Psalmul este o petiție a psalmistului pentru harul și îndurarea lui Dumnezeu și face apel la Dumnezeu ca și creatorul, ca și creatorul său. Versetul 73 subordonează toate celelalte versete și este un fel de antet prin care toate celelalte petiții se aliniază sub acest antet, da? Și anume faptul că mâinile tale m-au făcut și m-au întocmit. Este cumva motivația sau imboldul care l-are psalmistul să meargă la Dumnezeu cu cerințele lui din cauza că este creatorul său. El merge la creatorul său cu aceste, cu aceste petiții. Și deși, cum ziceam, este poate cea mai mică sau mai neînsemnată literă din alfabet, autorul alege să dezvăluie aici una dintre cele mai mari adevăruri din Scriptură, și anume faptul că Dumnezeu ne-a creat. Este un adevăr inevitabil, un adevăr absolut necesar pentru credința creștină. Credința creștină este una care insistă asupra faptului că Dumnezeu ne-a creat. Nu putem ca să admitem orice teorie, orice variantă care explică existența noastră, care l-ar scoate pe Dumnezeu în afara acestui rol. Adevărul creației este unul absolut necesar pentru credința noastră, pentru credința noastră creștină. Noi, de asemenea, ca și psalmistul, trebuie ca să admitem și trebuie ca să proclamăm acest adevăr al creației. Dumnezeu este creatorul. Această problemă a începutului este una dezbătută, am putea spune, de la început. De când omul a putut ca să raționeze și să gândească, a gândit asupra acestei probleme. Omul în mod natural își pune întrebarea, cum am ajuns aici? De ce exist? Da? Și de ce sunt om? Și nu piatră sau fiară.
ce s-a întâmplat, ce a cauzat această existență. Cu timpul oamenii au avansat diverse teorii și la un moment dat, una dintre teorii care era extrem de populară a fost faptul că existența este una perpetuă, că întotdeauna am existat. Nu noi, dar existența în sine. Da? Că materia întotdeauna a existat. Că undeva într-o sămânță existența era. Și n-a fost nevoie ca Dumnezeu să creeze ceva pentru că întotdeauna ceva a existat. Și într-un mod natural, poate inexplicabil, dar până la urmă într-un mod natural, da, această materie, această existență s-a ordonat, dar actul creației nu ar fi necesar. De exemplu, și cred că v-am mai relatat aceste lucruri, Albert Einstein, care a avansat teoria relativității, a avut ca și parte acestei teorii, așa zis, constantul cosmologic. Einstein, făcând aceste calcule fabuloase și acum istorice și renumite, a ajuns la o concluzie că ceva nu funcționează în calculul lui. Și anume, părea că există o expansiune, o schimbare în univers. Și lucrul acesta dădea matematica lui peste cap. Pentru că un univers în expansiune nu are cum să fie descris în mod fix și constant. Și Einstein a venit cu o soluție la aceasta numit constantul cosmologic, care a fost o invenție a lui. Și practic a înghețat, să zicem, universul, cum îngheți ceva când faci o poză, și a zis, universul trebuie ca să fie în acest fel cumva constant. Problema era că matematica nu era de acord cu lucrul acesta. Cifrele nu băteau cu lucrul acesta. Einstein s-a zbătut foarte mult cu acest concept, până în 1931, când Edward Hubble, care a inventat telescopul Hubble, adică după care este numit telescopul Hubble, a dovedit prin observație, prin faptul că privind spre cosmos, printr-un telescop extrem de puternic, a văzut faptul că Universul realmente este în expansiune. La un moment dat l-a invitat pe Albert Einstein ca să vadă cu ochii lui lucrul acesta și Einstein a admis public că constantul cosmologic a fost cea mai mare pierdere de timp a vieții lui, cel mai mare eșec al carierii sale. De ce? Pentru că a realizat și a văzut cu ochii lui că Universul are un început. Cum a văzut asta? Dovedind faptul că Universul este în expansiune, Hubble a dovedit că a trebuit ca să înceapă undeva. Da? Dacă lucrurile merg, te gândiți la un balon, da? Dacă umfli un balon și el la un moment dat se umflă și se umflă și se umflă, îți poți imagina prin regresie că la un moment dat el a fost atât. Da? A fost neumflat. De asemenea, oamenii de știință au putut să dovedească științific și matematic acest balon numit Universul, care este în expansiune, la un moment dat a fost nimic, inexistent. Și a trebuit să înceapă. Cineva a trebuit să începe să-l umfle, da? Și Einstein a recunoscut lucrul acesta. Einstein, care nu era un credincios, deși avea un concept a unui Dumnezeu, cum îl concepea el. Am dat Einstein este citat ca și fiind spus că Dumnezeu nu joacă lazaruri cu Universul. Da? Și de multe ori este lăudat Einstein că ce mare credință avea el în Dumnezeu. Einstein nu credea în Dumnezeul Scripturii în sensul acesta, dar credea că trebuie să fie o inteligență, o noimă, o rânduială. Este imposibil ca Universul acesta să fie așa fără aceasta. Da? Acest adevăr, în primul rând pentru noi, pentru că epistemologia noastră este una divină, revelatoare. Noi știm că ceva este adevărat, în primul rând pentru că Dumnezeu ne spune așa. Apoi că știința, logica și alte lucruri confirmă pentru noi lucrul acesta este extraordinar. Dar noi știm un lucru ca și fiind adevărat sau neadevărat prin faptul că Dumnezeu ne-a revelat lucrul acesta. Da? Și asta este cumva în același timp o alinare pentru noi,
Pentru că întotdeauna avem lucruri certe care le cunoaștem revelate prin cuvântul lui Dumnezeu, dar în multe momente ne pune în incomoditate pentru că societatea, știința, cunoașterea din jur deseori este împotriva noastră. Până în 1931, noi n-am putut dovedi că universul are un început. Dar Geneza ne spune, la început, Dumnezeu a făcut. Da? Dumnezeu a creat pământul și tot ceea ce este pe el. Noi am știut adevărul acesta, prin revelație, înainte ca să avem aparate de măsură, să avem tot felul de posibilități științifice ca să dovedim lucrul acesta. Da? Acum că îl putem dovedi, cu atât mai mult trebuie să afirmăm acest adevăr. Deci, în primul rând, noi afirmăm adevărul creației pe baze teologice. Dumnezeu ne-a spus că El a creat Universul. De aceea, întotdeauna când discutăm cu cineva pe această temă, întotdeauna trebuie să facem recurs, în primul rând, la cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a spus cum a creat Universul. Dacă cineva poate să ne spune, măi, cum știi lucrul acesta? Dar n-ai fost acolo. Așa este, n-am fost acolo, dar Dumnezeu a fost acolo. Și El ne-a spus. El este martorul meu la creația Universului. Dacă știința se face prin procesul observării, singurul care a observat creația lumii a fost Dumnezeu. Da? El este singurul care ne poate spune ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat, pentru că este singurul care a fost prezent. Oamenii de știință pot ca să vină cu teorii, dar nu le pot dovedi pentru că n-au cum să observe. Nimeni nu poate crea din nou timpul, spațiu, materia, încât să observe lucrurile acelea. De aceea știința care caută să explice momentul incipient al existenței noastre este una pur teoretică. N-avem cum să observăm, cum observăm în alte științe. Da? Dacă mă ocup de biologie, pot ca să fac experimente și să observ ceea ce se întâmplă. Da? De aceea când se fac diverse medicamente, întotdeauna ultima fază este o verificare în care să iau un set de pacienți, să dau medicamentele și să observă care sunt rezultatele. Da? Care sunt rezultatele. Deci, în primul rând, noi afirmăm adevărul acesta a creației pe bază teologică. Dumnezeu ne-a revelat și în mod special ne-a revelat prin Geneza, cartea Geneza, faptul că El a creat totul. Apoi, evident, este și un adevăr logic. Orice om înțelege că ceva care există a trebuit să aibă un început. A trebuit ca să fie creat de cineva, da? Nimeni nu își închipuie că amvonul acesta pur și simplu a apărut aici din nimic, ex nihilo. Toată lumea înțelege că cineva este responsabil pentru existența lui. Cineva l-a proiectat, cineva l-a gândit, cineva a luat materialele necesare și le-a aranjat în ordinea aceasta. De asemenea, când ne gândim la existența noastră și la existența Universului, ar trebui să păstrăm aceeași logică. Da? Cum a ajuns Universul să existe? Cum am ajuns eu să exist? Cea mai rațională concluzie este cineva m-a creat. Da? Asta este cea mai rațională concluzie. A nu avea această rațiune ar fi echivalentul cu un om matur care susține că el nu a fost născut din părinții lui, el pur și simplu, puf, a ajuns să existe. Dar dacă ai întâlni un asemenea om care ți-ar spune, i-ar spune, măi, mamă ta și taică tău te-au adus pe lumea asta. I-ar zice, nu, eu pur și simplu, puf, am ajuns în existență. Da? Ai zice, opa, e nebun, n-are rost să discutăm cu el. Și totuși, oameni de știință, cu doctorate, vin și spun, nu, când vine vorba despre existența noastră, puf, din nimic, fără nimeni, fără intervenția nimănui, am ajuns să existăm. Da? Și totuși, pretind că noi suntem cei nebuni care venim cu varianta cea mai logică. Da? La început, Dumnezeu a creat. Da? Apoi știința ne dovedește acest lucru. Știința ne spune că existența materială, subliniez acest cuvânt, materială, da, are un început.
Cineva sau ceva a trebuit să înceapă această existență. Și atunci, automat, ne vom pune întrebarea sau ni se va pune întrebarea, cine l-a creat pe Dumnezeu? Da, am înțeles, mergem în această regresie și la început, la punctul incipient, cineva a trebuit să creeze, dar cine l-a creat pe acel cineva? Vor întreba ei sau poate v-ați întrebat chiar dumneavoastră. Este o eroare numită în logică o eroare de categorii, o confuzie de categorii. Dumnezeu nu există în categoria creat. Dumnezeu există în categoria necreat. Sunt două categorii distincte. Și Dumnezeu, spune Scriptura, este unic, sfânt, separat în sensul acesta că este singurul în categoria necreat. Și logica ne spune că în această categorie poate exista o singură entitate. O singură persoană poate fi necreată, da? Restul, tot ceea ce există, sunt create. Și Biblia ne relatează lucrul acesta. Ioan capitolul 1 ne spune că la început era cuvântul, da? Și prin cuvânt totul s-a făcut, da? De asemenea, Apostolul Pavel ne spune în diverse locuri că toate lucrurile s-au făcut prin Hristos și că prin El și pentru El sunt toate lucrurile, da? Există Cel prin care toate au fost create și există toate lucrurile care sunt create. Astea sunt cele două categorii. Când faci o confuzie între aceste două categorii, atunci pui întrebări ridicole de genul cine a creat pe Creator, da? Este o întrebare absolut ridicolă. Dumnezeu este cauza necauzată. Dumnezeu este mișcătorul nemișcat, da? Cauza universului, logic dacă ne gândim, cauza existenței materiale trebuie ca să aibă aceste caracteristici. În primul rând trebuie ca să fie o cauză atemporală. Gândiți-vă, înainte ca să existe timpul, înainte ca timpul să fie creat, ceea ce a creat timpul nu putea să fie în timp. Este logic, da? Biblia ne spune că Dumnezeu este veșnic, fără început și fără sfârșit. Este un fel de a spune atemporal, este în afara timpului, da? Ceva care nu are început și nu are sfârșit, este veșnic, este atemporal. Apoi, cauza universului material trebuie să fie amaterial, în afara materiei, da? Înainte ca să existe materie, trebuia să fie o cauză care nu face parte din această materie. Și anume, Dumnezeu, care ne spune Biblia că este Duh. Dumnezeu nu este carne și oase, molecule, atomi, ca și noi, da? Dumnezeu este Duh. Ce este Duhul? Nu știu. Dar nu este materie, da? Este altceva. Asta este distinția care încearcă să o facă, Scriptura când îl numește pe Dumnezeu Duh. Este ceva amaterial. Este ceva care nu este din aceeași materie, substanță, cu ceea ce suntem noi. Noi suntem din aceeași substanță cu ceea ce este toată creația. Vom vedea că suntem distinți, într-un fel, de toată creația, pentru că Dumnezeu a suflat în noi viață, dar Dumnezeu ne-a făcut din țărână, din pământ. Da? Când mă duc la doctor și ia din mine ceva și mă pune sub microscop, spune, a, țărână. Țărână care e pe moarte, trebuie medicament. Da? Dar țărână, molecule, pot fi identificat în componentele mele materiale care Dumnezeu le-a luat și le-a aranjat și a suflat viață în ele. Ei, Dumnezeu nu este așa. El nu este țărână, El nu este materie, El este Duh. Apoi, Cel care a creat spațiul trebuie ca să fie aspațial, în afara spațiului. Și Dumnezeu ne este relatat de Scriptură că este omniprezent. De fapt, Apostolul Pavel ne spune că noi, cei care trăim în spațiu, ne avem existența în El. În El trăim și ne mișcăm. Da? În El. El este în afara spațiului, în afara timpului, în afara existenței materiale și existența materială este în El. Da? Distinție foarte importantă. Apoi trebuie ca să fie o persoană volițională și inteligentă.
Înainte ca să existe ceva din care să ceva material, înainte să existe timp, spațiu, cauza a trebuit să voiască să creeze. Nimic inert, nimic fără voință, nu ia decizii. De exemplu, hârtia aceasta. Dacă o pun aici, ea nu va decide vreodată să facă ceva. Vă spune, dacă vin peste 10 ani, se va descompune, dar n-a decis ea. Da? Lucrurile fără voință nu decid. Nu pot declanșa procese. Da? De asemenea, când ne uităm la procesele naturale în jurul nostru, înțelegem că, da, într-adevăr, există un proces al naturii care face ploaia ca să vină prin cauza că evaporația duce apa la nori și așa mai departe. Dar el nu s-a declanșat singur. Când merg în regresie, înțeleg că există o cauză volițională în toate lucrurile. Doar persoanele cu voință pot ca să ia decizii. Da? Apoi trebuie să fie o inteligență. O inteligență, da? Întotdeauna înțelegem, este un principiu simplu și logic, că lucrurile simple sunt create de entități mai complexe ca ele. Dacă mă uit la o mașină, de exemplu, și văd cât de complexă e și câtă inginerie este în ea, îmi imaginez instant că mintea arhitectului, inginerului care a proiectat-o este mai complexă decât mașina. Nu este așa? Este simplu de înțeles lucrul acesta. Întotdeauna lucrul creat este inferior în complexitatea lui și chiar în inteligența lui cu lucrul care l-a creat, care l-a dus în existență. Și până la un punct, lucrul acesta este adevărat și cu copiii noștri. Când vin pe lumea aceasta, ei sunt inferior în capacitatea lor, în inteligența lor, față de noi, părinții noștri. Și apoi vine vârsta la care ei cred că știu totul, da? Și să cred mai deștepți ca părinții lor. Și apoi, dacă au fost crescuți conform Scripturii, poate chiar ajung să fie mai inteligenți, mai cunoscători și să dea Domnul mai sfinți decât părinții lor. Da? Dar asta este progresia naturală și logica naturală. Întotdeauna obiectul creat provine dintr-o inteligență, că este nevoie de inteligență să-l creeze, să-l proiecteze. Și acea inteligență trebuie să fie superioară cu lucru creat. Și atunci dacă vorbim despre Dumnezeu, înseamnă că vorbim despre creierea lumii, vorbim despre o voință și o inteligență, adică o personalitate, o persoană de un caracter și de o magnitudine infinită. Când te uiți la complexitatea Universului, realizezi că inteligența care a proiectat-o este infinită. De exemplu, dacă v-aș întreba cât de inteligent a fost persoana care a scris cântarea numărul 5, care tocmai am cântat-o, Doar în Hristos mă încred mereu, bazat pe complexitatea versurilor, pe frumusețea lor, pe ordinea lor, ați spune că este o persoană foarte inteligentă. Nu este așa? Și sunt. Autorii sunt extrem de inteligenți. Dar dacă ai merge la un medic și la un biolog și l-ai întrebat despre complexitatea ADN-ului tău, șiruri imense, da? De litere, că asta este, dacă vă uitați cum este marcat ADN-ul, de litere puse într-o ordine exactă ca să rezulte tu și cu eu. Și concluzia este la întâmplare. Cum aceste litere a fost nevoie de o inteligență fantastică ca să rezulte o cântare fantastică și eu, da, litere și litere și o sumedenie de litere care le studiază biologii și oameni de știință, pus într-o ordine exactă și spunem, nu inteligență, la întâmplare. Nu este logic. Da? Nu este logic. Știm clar că o inteligență infinită a proiectat acest univers, la fel cum știm că o inteligență mare a proiectat această cântare. Da? Apoi, realizăm prin necesitate că cel care a dat existența nu poate să fie el dependent pentru existența lui. El trebuie să fie autosuficient. El nu trebuie să depindă de ceva. El trebuie ca să depindă doar de el pentru existența lui. Da?
Primul rând, pentru că n-avea de ce altceva să depindă. Dacă noi depindem de tot felul de lucruri, de exemplu, depindem de timp, spațiu, aer și așa mai departe, ca să existăm și în cele din urmă depindem de Dumnezeu, înainte ca să existe aceste lucruri, Dumnezeu nici măcar n-avea de ce să depindă. El este și a fost și va fi întotdeauna atot suficient, autosuficient. În teologie, asta se numește asietatea lui Dumnezeu. Da? El este de așa natură încât El există prin El. Da? El există prin El. Noi nu existăm prin noi. Noi depindem pentru existența noastră. La un moment dat avem impresia că existăm prin noi, că suntem în control, da? Dar impresia aceasta dispare foarte, foarte repede. La orice moment poți pieri din existența ta și nu poți să faci nimic să oprești lucrul acesta. Nu poți. Orice ai face. Cum se zice în popor, dacă ți-a venit ziua, dacă ți-ai scris, până aici. Cine poate nega această afirmație? Nimeni. Pentru că o negi astăzi și mâine mori. Și ești arătat un mincinos, ești arătat un nebun, da? Dumnezeu nu depinde de nimeni. El este autosuficient. Apoi, și am putea ca să tot mergem cu lista aceasta, ne închipuim că cel care a creat ex nihilo, din nimic, existența, timpul, spațiu, nu doar că este materia, universul acesta, descris de noi că n-avem altă terminologie ca și infinit și în expansiune. Parcă e în contradicție, nu? Dacă vă gândiți o secundă. Ceva care este infinit este în creștere. Cum vine asta? Ori este infinit, ori este în creștere. Dar înțelegeți dilema. Dacă zic ceva este de magnitudinea 10, atunci înțelegeți că poate fi un 11. Dar dacă zic infinit, da, înseamnă că este infinit și totuși este în expansiune. Și Dumnezeu trebuie să fie mai mare decât atât, pentru că universul, ne spune Scriptura, noi și cu tot ceea ce este în El. Deci El este infinit în expansiune, dar mai infinit și neschimbător. Îți explodează creierul dacă stai bine să te gândești la lucrurile acestea. Dar ne gândim că Dumnezeu trebuie ca să fie o putere infinită, să dețină o putere infinită. Ați auzit, probabil, la școală sau în alte contexte, pe Discovery, faptul că oamenii de știință discută despre momentul incipient ca și The Big Bang, marea explozie care a dat start la toate lucrurile. Și motivul pentru care se discută în acest fel, și cred că este corect, cred că a fost o mare explozie când Dumnezeu a zis să fie și din nimic, prin puterea cuvântului său a început să fie, cred că a fost o mare explozie, o explozie fantastică de putere. Dar oamenii de știință realizează că tot ceea ce există în jurul nostru rezultă din materie și energie. Trebuie să ai ambele. Da? Trebuie să ai și materie și energie. De fapt, și materia conține energie. Acum, noi nu vedem lucrul acesta. Noi ne imaginăm, de exemplu, mă uit la creionul acesta, cred că este creion, și zic, este plastic, este materie. Da? Nu înțeleg, poate, dacă nu mă uit sub un microscop, că în el sunt tot felul de molecule care compun plasticul și în moleculele acelea sunt neutron, proton, electron, care sunt într-o mișcare continuă. Și ceea ce îi dă structura este că acele molecule sunt aranjate într-o structură prin care se atrag unele pe altele și fac un material tare. Da? Dacă ai doar materie și n-ai și energie, lucrurile nu pot fi ordonate. Dacă ai doar energie și nu ai materie, nu poți avea ce să ordonezi. Dar energia este, într-un fel, amaterială, deși până la urmă și energia, ar spune unii, că este materie. Da? De aceea, de exemplu, în Scripturi vedem că una dintre primele lucruri care Dumnezeu le-a făcut a fost lumina. Și apoi, după ce Dumnezeu a zis să fie lumină, a făcut luminătorii. Și ne punem întrebarea, dacă ați citit vreodată Geneza cu un copil, este observația care cei mai mulți copii o fac, care cei mai mulți adulți n-au făcut-o niciodată. Tati, cum a fost lumină înainte ca Dumnezeu să creeze soarele? Și sunt așa de mulți oameni care au căzut de la credință, din ignoranța lor, pentru că au zis, uite, Biblia, ignorantă.
lumina, în esența ei, în primul rând, nu este ceea ce noi vedem. Da? Diferența între ceva întunecos și ceva luminos. Este diferența între prezența energiei și lipsa de energie. Da? Fotonul, energia luminii sau energia pur și simplu, este elementul necesar prin care se construiește universul. Dacă nu ai energie, nu poți avea materie. Ca tare, când Dumnezeu a zis să fie lumină, a declanșat în univers energia necesară prin care universul să existe și să fie organizat. Și știința a confirmat lucrul acesta. Nu poți avea materie înainte să ai energie. Da? Dumnezeu este cel care a dat în existență lucrurile acestea și apoi Geneza ne relatează. De fapt, dacă vă citiți cu atenție, veți vedea că în primele versete din Geneza Dumnezeu aduce în existență tot. Așa și spune. El a făcut pământul și cu tot. Când spune acolo, vorbește despre faptul că El a făcut pământul și cu tot, nu se referă doar la faptul că a făcut sfera pământului și atât, se referă la univers. Și tot ceea ce urmează de acolo în fiecare zi este activitatea lui Dumnezeu de a organiza creația lui. De a lua energie și materie și a crea din ele tot felul de lucruri, așa cum le vedem noi, cum le vedem noi astăzi. Da? Ca tare, înțelegem că Dumnezeu trebuie să fie de o putere infinită. Da? Degeaba ar fi atemporal, amaterial, aspațial, degeaba ar avea voință și inteligență, dacă n-ar avea puterea să le pună în practică. La fel cum noi, de multe ori, avem un plan și ne găsim impotenți în fața acelui plan. Am vrea să facem ceva și apoi nu avem puterea necesară. Ei, Dumnezeu are putere infinită. Este omnipotent. Ca tare, înțelegem că cauza unui univers temporal, material, spațial, un univers care are un design magnific, un univers infinit și în creștere, trebuie ca să fie o persoană veșnică, amaterială, adică duh, aspațială, adică omniprezentă, volițională și inteligentă, adică o persoană, nu o forță, autosuficientă, adică coasietate, și infinit de puternică, adică omnipotentă. Într-un cuvânt, ăsta este Dumnezeul Scripturii. Asta este Dumnezeu. Știința nu face altceva decât să descopere și să descrie pe Dumnezeu. Atât. Asta este jobul unui om de știință. Să descopere și să descrie pe Dumnezeu. Și lucrul acesta este extrem de important pentru noi să-l afirmăm, pentru că este începutul credinței noastre. Credința noastră începe cu creația. Noi credem că Dumnezeu a creat. Apoi este la fel de important pentru noi ca și credincios, nu doar să afirmăm creația universului în general, ci să afirmăm creația specială a omului. Să înțeleg că eu am fost creat de Dumnezeu, că omul a fost creat de Dumnezeu într-un mod special. Uitați ce spune psalmistul, mâinile tale m-au făcut și m-au întocmit. Pe mine, spune psalmistul, dar pe om Dumnezeu l-a făcut. Dumnezeu l-a creat pe om într-un mod special. Omul nu este un rezultat a unui proces de forțe naturale, cum pretind unii. Da? Sunt, de exemplu, creștini evoluționiști care vin și spun, da, Dumnezeu a zis să fie, a fost, Big Bang, inițiat de Dumnezeu, și apoi, în mod random, în mod aleatoriu, materia s-a organizat și, prin evoluție, am ajuns ca să fim noi. Biblia nu spune lucrul acesta. Biblia afirmă că omul, într-un mod deosebit, a fost creația lui Dumnezeu. Într-un mod anume, aparte, a fost creația lui Dumnezeu. Citiți acasă Geneza 1, de la 26 la 31, de asemenea în Geneza 2, vedem că omul a fost creația specială a lui Dumnezeu. Și foarte corect spune psalmistul, mâinile tale m-au făcut, m-au întocmit. Dumnezeu, într-un fel, nu înțelegem cum, evident, este o vorbire antropomorfică, Dumnezeu a luat țărână. A luat din ceea ce a fost creată și ne-a creat pe noi cu mâinile Lui. De asemenea, dacă vreți să faceți un studiu acasă, veți vedea că de cele mai multe ori când se vorbește despre faptul că Dumnezeu a creat universul sau a aranjat universul acesta, se vorbește despre mâna lui Dumnezeu, singular. Dumnezeu a făcut cu mâna Lui, a întins cerurile cu mâna Lui, da? El ține cu mâna Lui. Citiți acasă în Scripturi.
Dar când vorbește aici psalmistul despre noi, vorbește despre mâinile noastre și unii comentatori vor să sublinieze lucrul acesta spunând este o implicare mai personală a lui Dumnezeu. Dumnezeu, cum urma ca să facă prin venirea Domnului Iisus Hristos, chiar prin creierea lui Adam, a coborât într-un fel în țărână și a plonjat mâinile lui în țărână și din acea țărână ne-a format pe noi. Omul este rezultatul actului creativ special al lui Dumnezeu. Și după ce a format această țărână, ne spune Scriptura, a suflat viață în noi. Implicarea aceasta personală și suflarea aceasta personală de viață în om îl face distinct de restul creației. Dumnezeu n-a făcut asta pentru restul creației. Dumnezeu n-a făcut asta pentru animale, pentru copaci, da? De aceea noi ca și creștini, deși poate câteodată e bine să mai facem pe veganii pentru motive de sănătate, considerăm că este ok să mâncăm și găini și vite și așa mai departe, pentru că ele nu au suflet. Au suflare, au viață biologică, care Dumnezeu a dat-o la tot felul de făpturi, dar nu au suflarea lui Dumnezeu cum au oamenii. Da? Noi suntem distinți, diferiți, special în sensul acesta. Semnificația este foarte important pentru că ne dă nouă oamenilor ceea ce în teologie se numește imago Dei, chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Suntem portrete, într-un fel suntem revelația lui Dumnezeu biologică pe acest pământ și scopul nostru a fost ca să ne mulțim și să învălim acest pământ cu chipul lui Dumnezeu. Da? Asta a fost scopul lui Dumnezeu în creație. Și semnificația care decurge de aici este ușor de înțeles. Dacă Dumnezeu ne-a creat în acest mod special, înseamnă că Dumnezeu are o relație specială cu omul. Dumnezeu nu are aceeași relație cu bovinele cum are cu tine, cu copacii cum are cu tine. Da? Dumnezeu nu s-a așteptat să intre în comuniune cu restul creației, cum s-a așteptat ca să intre în comuniune cu Adam și cu Eva, da? Înțelegeți distinția. Există o relație specială. Și distinția aceasta o înțelegem, de exemplu, și noi la rândul nostru. Eu am, între ghilimele, creat multe lucruri, da? Unele fizice, altele nefizice, dacă vorbim de opere de literatură sau de software sau așa mai departe. Cu nici una dintre ele nu am relația care o am cu fetele mele. Înțelegeți? De ce? Categorii diferite. De asemenea, omul în creația lui Dumnezeu este coroana creației, este într-o categorie diferită. Dumnezeu l-a creat pe om pentru a fi în comuniune cu El. I-a dat facultățile necesare ca să fie în comuniune cu El. I-a dat acest imago Dei, acest chip și asemănare a lui Dumnezeu. Apoi, dacă Dumnezeu a creat pe om și dacă l-a creat într-un mod special, în persoana lui Adam, din care toată omenirea se naște, înțelegem că avem un numitor comun și anume o unitate în umanitatea noastră prin faptul că toți am fost creați și am fost creați prin unul singur, prin Adam. Toți din Adam, toți din cauza actului creativ special al lui Dumnezeu. Și lucrul acesta, convingerea aceasta, pentru creștini ar trebui să excludă în orice fel și chip rasismul sau discriminarea față de alți oameni. Dacă acest adevăr ar fi fost înțeles de creștini din trecut, rasismul, sclavia și alte asemenea manifestări care toate s-au bazat pe deumanizarea altora. Păi, o fi și el un fel de om, dar nu ca mine. Eu sunt alb, el e negru sau maro. Eu sunt român, el e rom, să o punem în categoriile noastre. Românii, apropo de, noi vorbim foarte mult în România despre rasismul din America, dar noi suntem mai rasiști ca și americanii. E fantastic ce rasism văd în România. Și suntem așa de rasiști încât ni se pare normal, măcar în America sau în alte țări, să discută despre rasismul lor. Da? Se atacă rasismul lor, se educă rasismul lor. La noi, dacă nu ești un pic rasist, e problemă cu tine.
rasismul ăsta se vede inclusiv în lumea evanghelică, în segregarea, de exemplu, între biserici de romi și de credincioși români. Și în ambele se închină în românește. Da? De ce? Păi, frate, știi că ei nu-s ca noi. Cum nu-s ca voi? Dacă toți ne avem rădăcina într-un lucru singur, prin același act creativ special, toți suntem la fel. Cum suntem la fel? Nu mai avea aceeași nație, nu mai avea aceeași educație, nu mai avea aceeași multe lucruri, dar avem aceeași imago Dei, același chip și asemănare a lui Dumnezeu. Ca tare, noi ar trebui să fim primii care luptăm împotriva oricărui discriminări, oricărui rasism, oricărui asemenea manifestări. Și să afirmăm că toți oamenii, fără excepție, indiferent de naționalitate, de etnie sau orice altceva, au fost creați în mod special de Dumnezeu. Apoi această realitate este temelia moralității. Dacă Dumnezeu nu a creat pe om în mod special, dacă admite materialismul care spune că tot ceea ce există este ceea ce este fizic palpabil și aceasta a venit de la sine și s-a organizat din întâmplare, atunci răspundeți-mi pe ce temei moral este un păcat să iau toporul la gâtul cuiva, dar nu la un copac. Înțelegeți întrebarea, sper. Ambele sunt doar molecule, celule aranjate la întâmplare într-o anumită structură. Care este diferența dacă iau cuțitul la un grătar de vită sau la o persoană? Materialismul nu are un răspuns temeinic, cu temelie, cu postament la această întrebare. Pentru că în materialism, în varianta la întâmplare, omul nu este decât o colecție întâmplătoare de materie. Care putea să fie altceva. Putea să fie un scaun, putea să fie o insectă, putea să fie altceva. Dacă admiți lucrul acesta, ai pierdut orice temelie pentru moralitate. Crima nu mai este crimă, abuzul nu mai este abuz. Da? Eu când dau cu palma în amvon, el n-are voie să depună plângere penală. Corect? De ce? Dar dacă aș da cu palma în unul dintre dumneavoastră, ați avea dreptul să depuneți o plângere. V-am nedreptățit cu ceva. Înțelegeți distinția? Materialismul, ateismul nu are categoriile necesare pentru moralitate. Al doilea rând, trebuie ca să realizăm că Dumnezeu nu doar că a creat omul pe Adam, și Dumnezeu m-a creat pe mine și pe dumneavoastră în sensul acesta special. Dumnezeu se implică în creația Lui și după momentul incipient. Dumnezeu a hotărât ca tu să existi. Dumnezeu te-a adus în viață. Dumnezeu te-a făcut. Dumnezeu te-a întocmit. Da? Prin procese naturale care El le-a rânduit, dar care El le-a controlat. Care El le-a controlat. De aceea psalmistul spune: mâinile tale m-au făcut. Nu l-au făcut pe Adam, m-au făcut pe mine. Eu am fost făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Tu ai fost făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și așa de repede uităm acest lucru. Așa de repede ne deumanizăm noi pe noi. Și ne comportăm de parcă n-am fi făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Apropo, de aceea este un păcat, chiar și pentru cei, că noi de multe ori când vorbim despre anumite vicii, pentru creștini le tratăm cu foarte multă severitate. Un creștin care fumează sau se îmbată, nu știe el că e templul Duhului Sfânt? Și este corectă abordarea. Dar este la fel de severă problema cu unul care este chipul și asemănarea lui Dumnezeu și distruge ceea ce Dumnezeu a creat. Ceea ce Dumnezeu a creat în mod special. De asemenea, creștinul trebuie ca să aibă o atitudine, într-un fel, creștinii ar trebui să fie cei mai vehemenți ecologiști. Nimeni ar trebui să aibă mai mult respect pentru creația lui Dumnezeu decât noi, cei care prin creație am fost delegați ca să o administrăm. Dar cu atât mai mult față de noi.
De aceea când vedem, de exemplu, pe cineva care își distruge persoana, fie că vorbim de trup, de intelect sau de suflet, prin viciile acestea, trebuie ca să-i amintim, hei, draga mea, dragul meu, tu ai fost creat în chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dumnezeu te-a făcut. Știu că poate tu te răzvrătești prin băutură, prin țigări, prin sex, prin altceva, împotriva mamei și tatălui. Dar de fapt răzvrătirea ta este împotriva celui care te-a făcut, și anume Dumnezeu. Și noi trebuie întotdeauna ca să le amintim lucrurile acestea, mai ales copiilor noștri, care trec prin perioade în care se vor răzvrăti. Da? Se vor răzvrăti. Noi zicem împotriva noastră. Dar asta este problema secundară. Împotriva celuia care i-a făcut și care i-a întocmit. Acum noi la români mai folosim expresia teologic incorrectă când ne supărăm pe copii. Eu te-am făcut, eu te... Dar nu tu i-ai făcut, ci Dumnezeu i-a făcut. Ar trebui să le spunem Dumnezeu te-a făcut, Dumnezeu te-a întocmit, ca atare nu poți ca să trăiești așa. Nu poți ca să te comporți așa cu chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Da? De aceea psalmistul neagă total o abordare, ceea ce în filosofie și în teologie s-ar numi deism. Faptul că Dumnezeu ar fi într-un fel existent, dar este o forță abstractă care a dus universul în existență, dar apoi pur și simplu s-a retras. El nu are nicio implicare, da? Un Dumnezeu absent în creația sa. Nu. Scriptura afirmă un teism, un Dumnezeu care a creat totul și care se implică în totul și s-a implicat inclusiv în existența ta. El te-a adus în viață. Un Dumnezeu prezent, nu absent în creația sa. Un creator personal și nu o forță care pur și simplu a declanșat acest univers și apoi stă și se uită la ceea ce se întâmplă. El te-a creat și El aduce în viață și întocmește și face orice copil. Și de aceea suntem vehement împotriva avortului. Vehement. Nu contează, da? Dacă suferă sau nu suferă copilul. Dacă vehement, pentru că Dumnezeu a dus în viață acel copil. Și este de datoria noastră să protejăm chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Unii comentatori spun că folosirea acestor doi termeni, făcut și întocmit, ar fi cumva un paralel să indice cele două aspecte ale existenței noastre, de exemplu aspectul material și aspectul spiritual. Sau, unii zic, diferența între actul creativ al lui Dumnezeu sau actul de ordonare. Cum am văzut în Geneza, Dumnezeu aduce în existență și apoi ordonează creația sa. Și unii zic, de asemenea, eu sunt adus de Dumnezeu în existență prin decretul său, dar în același timp viața mea, existența mea, personalitatea mea, culoarea ochilor mei este ordonată de Dumnezeu. Sunt o făptură minunată după hotărârea lui Dumnezeu. El m-a creat și El m-a ordonat. El m-a rânduit să fiu exact cum sunt. De ce e important lucrul acesta? Păi de asemenea, cum am văzut că există numeroase importanțe, semnificații pentru faptul că suntem după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, înțelegeți că toate acestea se transferă asupra fiecărui persoane, pentru că toți posedă acest imago Dei. Toate implicațiile care le-am văzut mai înainte și mai mult decât atât sunt și asupra mea și asupra dumneavoastră, da? Toți suntem în chipul și asemănarea lui Dumnezeu. În cele din urmă, consecința faptului că Dumnezeu este Creatorul și că El ne-a creat, consecința ultimă și poate consecința care deranjează pe om cel mai mult, este că dacă Dumnezeu ne-a creat, atunci omul este responsabil înaintea lui Dumnezeu. Dacă te-a creat pe tine, ești responsabil înaintea lui Dumnezeu. Decât dacă crezi că ai ajuns în existență așa, puf, întâmplător.
Materialismul promovează autonomia. Este o filosofie menită să îl separe pe om de autoritatea lui Dumnezeu. Cine poate să-mi spună mie ce să fac? Oricum totul este la întâmplare. Cum adică cineva să fie autoritate peste mine? Totul este întâmplător. Pe când teismul, convingerea biblică că există un creator, ne spune că există o autoritate peste om. Lucrul acesta din nou îl înțelegem normal. Copiii noștri până la o vârstă înțeleg că ești autoritatea peste ei pentru că ești părintele lui. Da? De asemenea, cu Dumnezeu înțelegem, pentru că El ne-a adus în viață, El este autoritatea peste noi. De aceea psalmistul spune că de aceea, pentru că m-ai adus în viață, pentru că m-ai întocmit, pentru că m-ai făcut, dăm și pricepere să pot învăța poruncile tale. De ce? Pentru că poruncile lui Dumnezeu sunt exercitarea autorității divine peste om prin revelații. Dacă El nu ne-a creat, poruncile Lui sunt părerea Lui, sfaturile Lui, ideile Lui, da? Din nou, distincția naturală o înțelegem. Eu pot ca să-i dau sfaturi lui Ana și le dau. Dar eu nu-s tatăl ei, Anca nu-i mama ei. Ea poate zic că mulțumesc, Mihai, sunt sfaturi foarte bune. Dar când Liliana spune, fă aia, aia este poruncă. Și ea are obligații. Acum că poate nu le prea ia ca atare, dar asta sunt. Da? Dumnezeu când și-a revelat cuvântul său, El a exercitat autoritatea Lui divină, prerogativul Lui de creator. Și prin faptul că El ne-a creat, tot ceea ce El spune este pentru mine poruncă. Și aceea psalmistul, spune, pentru că m-ai creat, dăm și înțelepciune, dăm și pricepere ca să pot asculta de tine. Ce cerere frumoasă! N-ai vrea să o faci și tu în această dimineață? Doamne, pentru că m-ai creat. Doamne, dacă m-ai adus în viață, dacă m-ai întocmit, dacă m-ai pus aici, mi-ai dat și harul să fiu parte dintr-o familie creștină. Să fiu în biserică în această dimineață. Doamne, dăm priceperea ca să înțeleg cuvântul tău. Dăm priceperea ca să-mi trăiesc viața după poruncile tale. Bătălia între aceste două sisteme, materialismul și teismul, autonomia și autoritatea lui Dumnezeu peste noi, este una pe viață și moarte. Cele două nu se pot amesteca. Ori îl iei pe Dumnezeu și autoritatea Lui și respingi autonomia, respingi materialismul, respingi filosofia aceasta umanistă, ori te separi de Dumnezeu și îmbrățișezi independența ta, materialismul, autonomia ta. Dar atenție! Nu poți să le amesteci cele două. Adică, nu poți avea identitatea umană care vine din teism, din faptul că ești creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Mă refer aici la moralitate, la valoarea persoanei tale, la identitatea ta umană și în același timp autonomia care provine din materialism. Asta încearcă să facă lumea modernă. Vrea să aibă demnitatea unei făpturi create lui Dumnezeu, de Dumnezeu, și autonomia unuia care n-are niciun Dumnezeu. Și nu se poate. Se ajunge la o implozie la un moment dat. De aceea vedem, de exemplu, în Statele Unite acum se promovează legi care spun că poți omorâ prin avort un copil în luna noua până în ultima clipă. Deja sunt care discută pe tema aceasta și spun, bun, dacă putem face asta în luna noua, de ce n-am putea face la un an de zile după naștere? Pentru că dacă argumentul este că copilul este dependent de mama lui pentru o existență în luna noua, ce în anul 1 nu e, ia un copil la 12 luni după ce a fost născut și lasă-l pe colțul străzii și vezi ce se întâmplă. Moare! Nu poți avea identitatea care ți-o dă Dumnezeu, valoarea care ți-o dă Dumnezeu, moralitatea care ți-o dă Dumnezeu și autonomia față de Dumnezeu.
Nu poți, e imposibil. Deci trebuie să decizi. Vrei toate beneficiile care provin din identitatea unei făpturi făcute, întocmite de Dumnezeu? Toate beneficiile acestea, dar care vin și cu autoritatea Lui? Sau vrei autonomie față de Dumnezeu și să-ți pierzi valoarea, identitatea, demnitatea umană? Și mulți preferă să-și abandoneze demnitatea, să-și abandoneze valoarea, să abandoneze identitatea, dar să fie liberi. Vestea tristă este că în final noi știm că această iluzie a libertății este o mare dezamăgire. În final se sfârșește într-o sclavie veșnică în iad, obținând ceea ce ți-ai dorit, absența lui Dumnezeu. Vei fi liber de Dumnezeu pentru totdeauna. Scriptura ne arată că după ce Dumnezeu a creat totul și a creat pe om, a urmat un moment catastrofic în care omul a făcut exact ceea ce am descris acum. S-a declarat autonom față de Dumnezeu. Și a căzut. Scriptura ne descrie în Geneza capitolul 3 căderea omului. Și această cădere a omului a dus în mod instantaneu la condamnarea lui. Citiți acasă Geneza 3, la 14, la 19. Și această condamnare o descrie Scriptura ca și moarte. Dumnezeu le-a promis că în momentul în care nu vor asculta de El, în acea zi cu siguranță vor muri. Și în momentul în care n-au ascultat de El, s-au declarat autonomi, independenți de Dumnezeu, moartea a intrat în lume. Și condamnarea a venit asupra lor și condamnarea a fost o alterare universală din cauza păcatului a tot ceea ce a pus Dumnezeu în om. Tot. Și exact asta se întâmplă astăzi. Cu cât omul se depărtează de Dumnezeu și se declară autonom, nu vreau autoritate. Cu cât el se simte mai liber, cu cât el este mai alterat. Și cu cât suferă mai mult. Și cu cât chipul și asemănarea lui Dumnezeu din el este dăunat mai mult. Aseară când m-am dus acasă de la birou, în Ortelec, este o scenă des întâlnită în Ortelec. Odată era ca să-l calc pe unul cu mașina. Un om biat, picat într-un șanț, cred că cu gâtul rupt, pentru că era salvare acolo, i-a fost pusă deja un colier și încercau să bage targa pe sub el să-l scoată din șanț. Fără să-i mai... Cu cât te depărtezi de Dumnezeu, de autoritatea Lui, cu cât mai deteriorat este urma chipului lui Dumnezeu în tine. Până la un moment dat nu-L mai poți recunoaște ca om. Nu mai există aproape nimic din valoarea și demnitatea care Dumnezeu a pus-o în fiecare om. Și exact asta se întâmplă în cădere. Citiți cu atenție aceste versete acasă, pentru că timpul zboară, în care Dumnezeu condamnă la moarte pe Adam și pe Eva și rasa umană și veți vedea că absolut tot este alterat, fizic. În primul rând, moartea. Înainte ei n-ar fi murit. Acum a intrat moartea în lume. Roman 5 ne spune lucrul acesta, că în urma păcatului moartea a intrat în lume și asupra tuturor oamenilor, pentru că toți am păcătuit în Adam. Dar nu numai moartea. Și până la moarte vedem că fizicul este alterat. Cu transpirație spune Dumnezeu lui Adam, vei munci acum și îți vei câștiga o pâine. În contrast, poate cu atunci, înțelegem, că nu era. Adam era bucuros să muncească în grădină, să întrețină ceea ce Dumnezeu i-a lăsat în responsabilitatea lui și acum deja ne gândim, păi, mâine dimineață trebuie să mă duc la muncă. Fantastic! De ce? Asta este pedeapsa din cauza păcatului părinților noștri. Da? Îmbătrânim, boli, tot ceea ce este negativ fizic din viața noastră în cele din urmă este datorită păcatului. Datorită păcatului lui Adam și datorită păcatului nostru. Psihic, voința noastră, afecțiunile noastre, toate lucrurile acestea sunt alterate. Da? Gândiți-vă la condamnarea care o primește Eva. Eva este condamnată să se lupte cu autoritatea bărbatului său.
Ai vrut să fii independentă? Zice Dumnezeu. Asta vei vrea toate zilele tale. Te voi pune într-o familie menită ca să te ajute, să te întrețină, să te iubească. Îți voi da un soț care va fi o autoritate peste tine, precum Dumnezeu a fost autoritate peste om, și ești menit acum, ești condamnată toată viața ca lucrul acesta să fie un chin pentru tine, pentru că tu vei vrea să fii autoritate. Care este problema? Căsătoria? Structura? Nu. Voința ei. Da? Afecțiunile ei. Ea vrea mai mult să fie stăpân decât să fie iubită, slujită și așa mai departe. Și prin voința aceasta alterată își distruge căsnicia. Evident, și voința bărbatului și afecțiunile lui sunt alterate. Da? Spiritual. Gândiți-vă la faptul că relația între Dumnezeu și om este ruptă. Omul care se plimba, se recrea cu Dumnezeu în grădina Edenului, în momentul în care cade în păcat, se ascunde de fața lui Dumnezeu. Și vine Dumnezeu și îl caută. Unde ești, Adam? Unde nu știa Dumnezeu. Dumnezeu este omniprezent și atot știutor. Ne vorbește nouă să înțelegem ce s-a întâmplat. Ne-am ascuns, dar ca să vedem etapele și să le înțelegeți, pentru că poate le parcurgem și noi. Ne ascundem de fața lui Dumnezeu. Asta este etapa 1. Ne declarăm autonomia de fața lui Dumnezeu și apoi suntem izgoniți din prezența lui Dumnezeu. Exact ca și Adam și Eva. Absolut tot din viața noastră este afectat. Gândiți-vă la fizicul dumneavoastră, la trupurile dumneavoastră, gândiți-vă la psihicul dumneavoastră, la afecțiunile voastre. De ce iubiți lucrurile lumii mai mult decât lucrurile lui Dumnezeu? De ce este așa de greu câteodată să ne sculăm din pat să venim la biserică? De ce este așa de greu ca să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu? De ce? Pentru că voința noastră, pentru că tot ceea ce este în carnea noastră a suferit moartea. Gândiți-vă la aspectul spiritual. De ce fuge omul departe de fața lui Dumnezeu? De ce nu îl caută nici măcar unul? Pentru că omul este alterat în toate facultățile lui prin moartea spirituală. Care este soluția, da? Cred că ați văzut că am urmărit împreună acest tipar care e narativul Scripturii, creație, cădere și urmează răscumpărarea, da? Urmează crucea. Creația lucrată de Dumnezeu, căderea, noi, da? Noi am păcătuit, soluția este a lui Dumnezeu. Noi suntem într-o stare în care nu putem să rezolvăm această problemă. Uitați ce spune psalmistul. Dă-mi pricepere. Fă-m parte de îndurare. Să vină peste mine îndurările tale. Subliniez. Soluția necesară este din afara noastră. Este extranos. Nu este ceva care eu pot să fac, eu pot să aduc. Este ceva care El face, care El aduce. Avem două mari probleme cu care ne confruntăm. În primul rând este dreptatea sau dispoziția lui Dumnezeu. Dispoziția lui Dumnezeu este cea care am văzut-o în Geneza 3:15. Este blestemul lui Dumnezeu, este condamnarea lui Dumnezeu asupra noastră. Fiecare dintre noi ne aflăm în acea postură. Dumnezeu ne-a condamnat la ce? La moarte. Ce este nevoie? Este nevoie de o ispășire. Este nevoie ca dispoziția lui Dumnezeu să se schimbe, în primul rând, față de tine. Cum? Prin faptul că dreptatea lui este satisfăcută. Și aceasta se întâmplă prin crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Asta este pictat peste tot în Sfânta Scriptură, începând din Geneza, capitolul 3, chiar în condamnarea dată de Dumnezeu, vedem promisiunea. Prin sămânța femeii vine soluția. Acel care vine prin sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Prin sacrificiul oferit de Dumnezeu, luând acele animale și vărsând sângele lor ca să acopere goliciunea lui Adam și Eva, este vestită mielul care avea să vină și să-și verse sângele lui ca să acopere păcatul nostru. Asta este ispășirea. Suntem puși într-o postură corectă față de Dumnezeu. Dar mai este o problemă. Starea noastră.
Dispoziția noastră care este căzută, facultățile noastre care sunt alterate, voința noastră care nu este aliniată cu Dumnezeu. Inima noastră care nu-L iubește pe Dumnezeu, nu-L dorește pe Dumnezeu, este nevoie de o renaștere, de o regenerare, de o recreație. Ca Dumnezeu să recreeze ceea ce s-a pierdut prin păcatul nostru. Și prin crucea Domnului Iisus Hristos, ispășirea lucrată de El produce regenerarea lucrată de Duhul Sfânt. Satisfacția lui Dumnezeu prin sacrificiul lui Hristos îl pune în postura, în dispoziția, ca în mod drept și plin de dragoste. Să ne ierte și să ne aducă la viață din nou. În problema mântuirii noastre, identitatea lui Dumnezeu ca și creator ne condamnă, pentru că dacă este creatorul nostru, este autoritatea peste noi și autoritatea care ne spune că nu suntem conform cerințelor lui și identitatea lui ca și mântuitor prin Domnul nostru Iisus Hristos ne izbovește, ne scoate de sub această condamnare. Cum se aplică sau cum se atribuie omului, cum se atribuie ție? Biblia ne spune prin credință. Prin credință suntem aduși în această stare. Uitați în psalmul nostru cum descrie psalmistul această credință. În primul rând, trebuie ca să pricepi cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 73, el cere pricepere. Apoi trebuie ca să afirmi cuvântul lui Dumnezeu ca și fiind adevărat. Versetul 75, el este de acord cu judecata lui Dumnezeu. El este de acord cu ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu este suficient. Trebuie ca să spui nădejdea în cuvântul lui Dumnezeu, în promisiunile care se află în cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 76 și 77. Și tot nu este de suficient. Trebuie ca să iubești cuvântul lui Dumnezeu. În versetul 77, psalmistul spune că el își găsește desfătarea lui. Asta este testul, apropo. Vrei ca să știi dacă ai credința adevărată? Dacă ai priceput legea? Dacă ai afirmat legea? Dacă ți-ai pus nădejde în promisiunile care se află în legea lui Dumnezeu? Îți găsești desfătare în legea și cuvântul lui Dumnezeu? Dacă nu, înseamnă că n-ai priceput, n-ai afirmat, n-ai nădăjduit. Asta este soluția. Jertfa Domnului Iisus Hristos, care ispășește pentru păcatele nostru, în locul nostru, și ne aduce pe noi la viață spirituală, și prin credință noi pricepem, afirmăm, nădăjduim și iubim legea lui Dumnezeu. Cele din urmă, în concluzie, priviți că în această călătorie nu suntem lăsați singuri. Psalmistul ne spune că există o comunitate a oamenilor care se află în această stare. Mântuiți personal, dar nu singuri. Versetul 74. Căci cei ce se tem de tine mă privesc și se bucură, căci aștept împlinirea cuvântului tău. Distinctivele unității creștine. Primul rând, teama de Dumnezeu. Creștinii sunt cei strânși la oaltă pentru că se tem de Dumnezeu. Îl iubesc, îl onorează, să tem să încalce cuvântul lui în orice fel. Al doilea rând, împlinirea cuvântului. Asta ne strânge la oaltă. Noi vrem ca să împlinim cuvântul lui Dumnezeu și vrem ca să-L vedem împliniți. Apoi bucuria. Vedem pe acești oameni care se uită la El bucuros. Dar de ce? În primul rând, bucuroși în Dumnezeu, evident, dar apoi bucuroși din pricina credinței fraților lor. Se bucură căci aștept împlinirea cuvântului tău. Se uită la el, văd nădejdea lui, văd credința lui și se bucură. Când te-ai bucurat ultima dată? Când te-ai uitat la un frate din biserică și ai văzut că a crescut în credință. Că așteaptă cu nădejde promisiunile lui Dumnezeu. Ne bucurăm pentru binecuvântările care le primim. Când vezi că cineva a fost binecuvântat într-un fel, sau a primit e vindecat de o boală, sau, nu știu, un bun material. Wow, ce ne bucurăm! Când a fost ultima dată când te-ai uitat la fratele tău și ai jubilat că Dumnezeu l-a crescut în credință? Apoi această comunitate, vedem că are adversari. Versetul 78-79.
vin cei îngânfați. Se pare foarte corect acest termen. Cei care se cred autonomi de Dumnezeu. Și uitați modul lor de operare, da? Atacă, versetul 78, atacă individul. Cu ce scop? Versetul 79, să despartă pe individ de comunitate. Și vedem că în cazul acesta care au avut succes, unii credincioși l-au părăsit pe psalmist din cauza defăimării acestor oameni. Întotdeauna când unul dintre noi este atacat, scopul este să distrugă comunitatea. Când cineva mă atacă pe mine, ei vor ca să distrugă biserica. Când cineva vă atacă pe dumneavoastră, ei vor ca să distrugă biserica, să distrugă comunitatea. Unealta principală. M-au defăimat prin minciuni. Vor spune orice. Fără scrupule. Da? Fără scrupule. Săptămânile acestea m-au auzit că am mai fost căsătorit. Sunt la 19 ani. Cel mai recent m-au auzit că am promovat că Hristos ar fi fost homosexual. Atacul individual cu scopul de a distruge comunitatea. Oameni îngânfați. Oameni fără Dumnezeu. În cele din urmă, priviți perseverarea credinței. Nu voi fi dat de rușine, spune psalmistul. Dar de ce? Cum nu vei fi dat? Sunt atâția dușmani, atâtea amenințări, atâtea minciuni. Cheia. Fie-mi inima integră, neîmpărțită, în orânduierile tale, în cuvântul tău. Și atunci, spune psalmistul, nu voi fi dat de rușine. Spune ce-or vrea. Eu nădăjduiesc în Domnul. Inventează ce-or vrea despre mine, despre biserica noastră, despre toți cei care îl iubesc pe Domnul. Noi vom nădăjdui în Domnul și ne vom bucura în El. Fie ca dimineața aceasta să fie o încurajare pentru fiecare dintre dumneavoastră, știind că sunteți creați în mod special de Dumnezeu, că sunteți sub autoritatea Lui și că dacă v-ați pus credința în jertfa Domnului Iisus Hristos, ați ieșit de sub condamnarea căderii lui Adam, lui Eva, a noastră și vă aflați acum în această postură nouă, prin credință, prin Hristos, înaintea lui Dumnezeu și fie ca El să vă păstreze și să vă întărească în credință. Amin. Amin.